Hello, dragii mei dragi! Astăzi vreau să vă arăt ce cărți mi-am cumpărat. Ei bine, nu prea mi mai propusesem, să spun așa, să-mi cumpăr cărți până ce nu terminam cu cele necitite din bibliotecă. De multe ori mi se întâmplă să cumpăr cărți, apoi să-mi cumpăr altele și să le citesc pe cele pe care le-am cumpărat cel mai recent, iar pe cele vechi să le las în bibliotecă, să zacă acolo foarte mult timp, până când îmi vine și mie ideea să le citesc. Însă, socoteala de acasă nu prea se potrivește cu cea din târg și au mai fost și reduceri, așa că, ce să fac? N-am putut rezista tentației și mi-am spus să mi-o mai măresc biblioteca și data asta mi-am propus să nu mi mai cumpăr cărți până când nu le voi termina pe cele din bibliotecă. Sper doar să nu se întâmple ca și de data asta, să fie iar reduceri, să-mi cumpăr iar alte cărți. În fine, nu se știe, dar până atunci vreau să vă arăt care sunt noile mele cărți din bibliotecă. Înainte de a începe să vă arăt care sunt cărțile pe care eu le-am cumpărat, vreau să vă explic așa un pic, în câteva cuvinte, care este raționamentul după care eu mi-aleg cărțile. Nu citesc descrierea de pe copertă, nu știu despre ce este vorba într-o carte atunci când o cumpăr. Și probabil vă întrebați, dar cum de știi că e o carte bună dacă tu nu citești despre ce este vorba? Da, cam așa este. Ideea e că sunt atentă la gen. Adică dacă e thriller, dacă e thriller psihologic, dacă e polițist, dacă e SF, dacă e de epocă, dacă e clasic, v-ați prins voi. Și primul impact, în ceea ce mă privește pe mine, îl reprezintă coperta. Da, nu judeca o carte după copertă, însă ce să-i faci, impactul vizual contează, nu pot evita lucrul acesta. Și în cazul în care văd o carte care are o copertă super drăguță, care pe mine mă atrage foarte mult, caut cartea respectivă pe Goodreads. Și acolo văd dacă merită să cumpăr respectiva carte sau nu. Mai exact, dacă văd că au citit-o foarte multe persoane și dacă acele foarte multe persoane care au citit cartea respectivă au dat steluțe multe, de obicei trebuie să fie media de peste 3,5 ca pe mine să mă convingă să cumpăr cartea respectivă. Adică să mă facă pe mine să cred că respectiva carte este o carte bună. Sau, da, care merită citită și care merită să stea în biblioteca mea, de ce nu? Bun, acesta este unul dintre raționamente. Mai aleg cărțile în funcție de filmele pe care eu le văd. Dacă mă uit la un film și după aceea aflu că filmul respectiv, de fapt, a fost făcut după o carte și filmul mi-a plăcut foarte mult, mă hotărăsc să citesc și cartea. Și un alt raționament ar fi reprezentat de autorul unei cărți. Dacă eu am mai citit ceva de la persoana respectivă și știu clar că mi-a plăcut stilul și îmi place modul în care își structurează romanele și așa mai departe, aleg să cumpăr cartea respectivă doar pentru că știu că autorul este unul bun și nu mă mai interesează despre ce este vorba în cartea respectivă. De ce nu citesc descrierea de pe spatele cărților? Pentru că risc să-mi iau foarte multe spoilere de acolo. Sunt unele cărți care au pe spatele lor efectiv toată cartea povestită. Da, într-adevăr, nu mereu se întâmplă, însă de ce să risc, nu-i așa? Acum să vă arăt ce cărți mi-am cumpărat. Pentru început este vorba de Emma de Jane Austen. Nu avem rezumat, nu știu despre ce este cartea. Pentru voi o să fac o excepție și eu o să citesc ce scrie pe spatele cărților ca să știți și voi așa în mare despre ce este vorba. Poate nu o să citesc chiar întreg rezumatul, însă să vă faceți o idee. În cazul de față, nu știu ce să vă spun despre această carte pentru că habar n-am despre ce este vorba. De la Jane Austen eu am mai citit Rațiune și Simțire și Mândrie și Prejudecată pe vremea în care eu eram în liceu și știu că îmi place autoarea aceasta și știu că este o autoare destul de bună. E o autoare foarte bună, are recenzii pozitive de cele mai multe ori și mi-am spus că să încerc să citesc și Emma. Pe lângă asta știu că s-a făcut film după cartea aceasta și mă refer la varianta mai recentă, pentru că știu că există o variantă mai veche. Citesc romanul, după vă și filmul. Sper că va fi o carte bună, cel puțin așa cred. Nu știu despre ce este vorba, dar dacă e scrisă în aceeași manieră în care au fost scrise
rațiune și simțire și mândrie și prejudecată, cu siguranță o să îmi placă. Următoarea carte este Fântânile Tăcerii de Ruta Sepetys. Am mai citit de la această autoare, deci am cumpărat-o tot după același raționament, că am mai citit ceva de la Ruta. Am mai citit Printre tonuri cenușii și O mare de lacrimi. Îmi place foarte mult cum scrie această autoare, chiar îmi place. Și mi-a spus că nu mai citisem de mult ceva de la ea, efectiv de când apăruseră Printre tonuri cenușii și O mare de lacrimi la noi. Și am spus să mai încerc ceva. Așa că am cumpărat Fântânile Tăcerii, mi-a plăcut foarte mult și coperta, logic, v-am spus să-mi și place cum scrie această autoare. Am văzut că rezumatul este aici, așa că să vă citesc un pic, să vedem despre ce este vorba. Madrid 1957. Sub conducerea dictatorială a generalului Francisco Franco, Spania continuă să trăiască, dar redusă la tăcere. Cu toate acestea, vizitatorii și oamenii de afaceri străini sosesc neîntrerupt în țară, ademeniți de vremea azurită și de vinul bun. Printre aceștia se află și Daniel Metson, un tânăr texan de 18 ani, fiul unui magnat al petrolului, care își însoțește părinții la Madrid, sperând să se conecteze cu țara natală a mamei lui prin intermediul obiectivului aparatului de fotografiat. Pasiunea pentru fotografie și destinul i-o scot în cale pe Ana, în familia căreia fatalitățile întrețesute dezvăluie persecuțiile din timpul războiului civil spaniol, precum și sensuri inedite ale șansei în viață, ale norocului și totodată ale fricii. Mă opresc aici, v-ați făcut așa o idee despre ce este vorba, eu sunt foarte încântată, n-am citit prea multe cărți a căror acțiune să se petreacă în Spania, așa că de-abia aștept! Am mai cumpărat și Micuțele Doamne de Louisa May Alcott. Am văzut filmul, recunosc, de data asta, că am știut despre ce este vorba în carte și tocmai de aceea am cumpărat și cartea, pentru că am văzut filmul, filmul mi-a plăcut și mi-a spus că trebuie să citesc și cartea. Este vorba despre patru surori, în orice caz. Asta știu sigur, asta vă pot spune, nu vreau să vă dezvălui mai mult. Poate n-ați văzut nici filmul, n-are rău să vă spun eu acum despre ce este vorba, însă îmi place și coperta foarte mult. Da, așa, un aer de vechi. Cred că asta a fost și ideea, chestia asta se dă jos de aici, adică nu... O să o dau jos la un moment dat, dar momentan îmi place cum arată și așa. Mai mult ca sigur o să-mi placă și această carte. Sper! Cel puțin sper, adică vreau să-mi placă la fel de mult cum mi-a plăcut și filmul, mă bucur, așa însemn de carte. Și ceea ce e un plus deja, adică, dar abia aștept. Mi-am mai cumpărat și În pat cu regele de Eleanor Herman. 500 de ani de adulter, rivalitate, răzbunare și luptă pentru putere. O istorie a mantelor regale. Titlul m-a atras foarte mult, recunosc, am ales-o și pentru că nu este ficțiune, eu mai sunt pasionată și de istorie, însă mai mult de monarhii, nu neapărat de orice ține de istorie, în mod special de monarhii. Și m-a atras, cumva, titlul a sunat interesant și să vă citesc un pic de aici, nu o să vă citesc chiar tot pentru că este foarte mult și... Sunt destul de multe detalii, însă e istorie și când vine vorba de istorie, eu nu prea consider că mi-au spoilere, pentru că e istorie, adică s-a întâmplat. De-a lungul secolelor, amantele regale au fost venerate, temute, invidiate și batjocorite. Ele au dat tonul modei, au încurajat artele și în unele cazuri au condus națiuni. În pat cu regele de Eleanor Herman ne conduce în sala tronului și în dormitoarele celor mai puternici monarhi ai Europei. Plină de personaje excentrice, umor irreverențios și observații șocante, această poveste fermecătoare despre pasiune și politică reprezintă cronica a 500 de ani de aventuri palpitante. Mă opresc aici, v-am spus, nu o să vă citesc tot. Totuși, 500 de ani, în atât de puține pagini, sper să merite. Am înțeles totuși că autoarea ar sări prea brusc de la un personaj la celălalt și ar crea senzația de confuzie și am înțeles că trebuie să fii foarte, foarte atent în timp ce o citești ca să nu fii bulversat. Am citit pe Goodreads niște recenzii. Însă sper să-mi placă.
Totuși, amantele chiar au jucat un rol foarte important. De exemplu, îmi vine în minte acum Anne Boleyn și Anne Boleyn a devenit regina Angliei din amantă. Adică Henric al VIII-lea a renunțat la Catherine de Aragon, la soția lui, pentru a se căsători cu Anne Boleyn. Deci, amantele chiar au jucat un rol foarte important în viețile regilor și pe lângă asta, reginele erau nevoite să se supună din nefericire, nu prea aveau niciun cuvânt de spus, adică știau că soților le înșală și chiar nu doar că știau, dar în cele mai multe cazuri erau nevoite să trăiască la curte cu ele. Și pe lângă asta trebuiau să mai suporte și ochii scoditorii ai curtenilor, pentru că toată lumea știa. Adică nu, regele nu făcea asta pe ascuns, cum fac acum bărbații, bine, nu doar bărbații, și femeile când vor să-și înșele partenerii, da? Și se ascund și să nu știe nimeni, ca nu cumva să afle. Nu. Regii practic făceau pe față. Știa toată lumea, știa chiar și regina, cunoștea care era respectiva amantă, chiar o vedea în preajma regelui, adică și nu prea avea niciun cuvânt de spus. Ceea ce este foarte, foarte trist și n-am prea citit despre aceste femei cam nimic și mi-am spus că este cazul. Mi-am mai cumpărat și Fata de pe stâncă de Lucinda Riley. Vă dați seama că mi-a plăcut și coperta, adică uitați-vă puțin aici. Chiar e superbă, adică n-am ce să spun. Îmi plac coperțile astea așa artistice. Însă nu acesta este motivul principal pentru care eu am cumpărat Fata de pe stâncă, ci pentru că îmi place autoarea asta la nebunie. Din nefericire, Lucinda a încetat din viață în iunie. Dacă nu mă încet, iunie. Din nefericire. Însă ne-a lăsat această moștenire extraordinară, operele ei, care pentru mine, adică sunt fantastice, nu știu cum să zic, mă prind foarte mult poveștile ei. Asta pentru că le structurează pe gustul meu. Adică avem o parte de trecut și una de prezent. Cam toate cărțile ei, din câte am văzut, sunt structurate în felul acesta. Personajele din prezent pleacă pe urmele trecutului și descoperă lucruri despre membrii familiei lor pe care nu le știau și aceste lucruri chiar ajung cumva să le influențeze viața lor din prezent. Din nefericire, bine, am descoperit-o destul de recent, dar am citit doar două cărți de la ea până acum, Grădina cu lavandă și Secretul Orhideei și mi-am spus că trebuie să continui, pentru că, na, chiar îmi plac cărțile ei. Și să vă citesc un pic ce scrie aici pe spatele cărții. De ce un secret din 1914 a provocat un secol de suferință? Tulburată de o pierdere recentă, Grania Ryan s-a întors în Irlanda, în brațele familiei ei iubitoare. Și aici, pe vârful unei stânci, a întâlnit-o pe tânăra Aurora, care îi va schimba definitiv viața. Atrasă în mod misterios de Aurora, Grania descoperă că poveștile familiilor lor se întrepătrund într-un mod straniu. De la o iubire dulce-amară în Londra, cuprinsă de război, la o relație problematică în New Yorkul din prezent, de la devotamentul pentru un copil găsit la amintirile uitate, legate de un frate pierdut, familiile Ryan și Lyle, din trecut și din prezent, au fost unite timp de un secol. În cele din urmă, intuiția și remarcabilul spirit al Aurorei vor fi cele care ajută la ruperea vrăjii și dezlegarea de trecut. Deci, sună bine? Eu zic că sună bine. În continuare, avem tot o carte de la Lucinda Riley. V-am spus, îmi place această autoare, vreau să citesc cam tot ce a apărut de la ea. Bine, cu excepția seriei, pentru care am înțeles că ea este recunoscută, Cele șapte surori, parcă se numește, și asta pentru că încerc să mă oferez de serii cât de mult pot. Cele șapte surori, șapte volume, deci mult. Și încerc să stau la distanță de ele, pentru că de obicei nu prea ajung la sfârșit cu ele și nu prea îmi place lucrul acesta, așa că încerc să citesc doar cărțile. Iar aceasta este Îngerul de la Marchmont Hall. Coperta este superbă. N-am ce să spun. Să vedem despre ce este vorba. Au trecut 30 de ani de când Greta a părăsit Marchmont Hall, un conac grandios ascuns printre dealurile din Monmouthshire. Probabil pronunția mea lasă de dorit, dar trecem peste. Întorcându-se la frumoasa reședință pentru a sărbători Crăciunul, la invitația vechiului ei prieten David Marchmont, ea constată că nu-și mai amintește ce legătură are cu casa din cauza unui tragic accident în urma căruia și-a pierdut memoria.
Într-o zi, Greta pleacă la plimbare prin grădina conacului și descoperă din întâmplare un mormânt. Inscripția de pe piatra de căpătâi, aproape ștearsă de trecerea timpului, arată că acolo este îngropat un băiețel. Nu mai citesc în continuare, am mai citit odată și mi se pare un spoiler în continuare și nu mai citesc. Promite parcă un pic chiar mai mult cartea aceasta decât Fata de pe stâncă, însă cert este că de-abia aștept să le citesc, să doamne, chiar sper să le termin pe cele pe care le am în bibliotecă și apoi să mă apuc de cele pe care le-am cumpărat acum, însă cred că nu prea o să pot să stau chiar atât de departe de ce am cumpărat acum. Acesta a fost episodul de astăzi, dragii mei, sper că v-a plăcut, poate cine știe, una dintre cărțile pe care eu le-am cumpărat v-a atras și vouă atenția, în cazul în care aveți cărți pentru mine, puteți să-mi recomandați în comentarii sau puteți să-mi spuneți, fără a-mi oferi spoilere, vă rog, dacă ați citit una dintre cărțile pe care eu le-am cumpărat și dacă v-a plăcut sau nu, ca cine știe, poate mă influențați într-un fel sau altul. Eu vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. În descriere aveți un link care vă duce spre contul meu de Instagram, unde îmi continui activitatea mea legată de cărți. Să mă exprim în modul acesta. Mulțumesc tare, tare, tare mult că m-ați urmărit, că ați ajuns până aici și ne auzim data viitoare. Spor la citit, dragilor! Bye!